Pentru că și acum priviți toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănie a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Amin. În versetele pe care le-am citit, El vorbește de pierdere și câștig. Face o evaluare și socotește că e mai mare câștigul. Toate acestea le-am pierdut. Le socotesc ca un gunoi, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul. Ca să-L cunoști pe Domnul, să ajungi la prețul ăsta mare, noi trebuie să plătim un preț al renunțărilor. Pavel l-a plătit. Sunt în seara asta aici, venit după multă vreme, ca să vă felicit. Pe voi cei prezenți. Doritor în a-L cunoaște pe Domnul, voi ați plătit deja un preț. Ioan, Evanghelia, dimineața înviere, femeile aleargă dis de dimineață la mormânt, să-și împlinească misiunea lor, să ungă trupul Mântuitorului, căci graba Paștelui o lăsat în mormântarea fără să fie făcută cum trebuie. Și-o făcut aloie și mirodenie și-o fugit. Și piatra era la dată la o parte, mormântul era gol. Și femeile astea, Maria Magdalena, au fugit la ucenici și le-au spus. Petru și Ioan aleargă la mormânt. Ioan mai tânăr ajunge primul, nu intră, vine Petru să uite mormântul gol. Și versetul 10 spune, și ucenici au plecat. Versetul 11 îmi spune altceva. Dar Maria stătea afară și plângea. A plătit un preț din timpul ei. Și celui care plătește prețul, Domnul îi se descoperă. O săptămână, da? De muncă. De zbucium, de oboseală, trudă cât în gabe. Sâmbătă seara, program administrativ, mijloace de delectare, de odihnă, pregătirea pentru duminică. Voi sunteți aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vouă vă predic ușor. Ați făcut, ați plătit prețul. Pe cele care plătește prețul, Domnul îi se descoperă. Biblia spune că Maria a plătit un preț al lacrimilor ei. Maria sta afară și plângea. Și când i-au început să plângă și au văzut Domnul că plânge, au spus, Maria, femeie, pentru ce plângi? Plătim un preț, un preț din sentimentele noastre, din timpul nostru. Dar nu plecăm de aici până nu ne întâlnim cu Domnul. Amin? Fie gândul acesta pentru fiecare. În om, îi sădit. Îi sădită dorința de cunoaștere. Curiozitatea ne caracterizează pe toți. Care de noi n-are un dram de curiozitate? Așa suntem noi făcuți. Cu dorință de a cunoaște. Probabil că asta a fost și ispita cu care a venit Satana la Eva când a spus, vei cunoaște. Și în momentul când a spus Eva că vei cunoaște, i-a întins mâna, a mâncat din fructul oprit. Dar fructul acela pe care l-a mâncat nu i-a potolit setea de cunoaștere. A fost doar o amăgire. Se pare că dorința aceasta de cunoaștere a crescut și a ajuns până la noi. Guvernele, statele dezvoltate, alocă sume imense în domeniul cercetării. Cei mai inteligenți oameni, cei mai mari cercetători, sunt folosiți aici în domeniul cercetării, că vrem să știm mai mult. Să cunoaște mai mult. În seara aceasta vrea să vorbesc de cunoaștere. De cunoaștere de care vorbea Apostolul Pavel când spunea și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Dumnezeu să ni se facă cunoscut. Amin? Cunoașterea aceasta e relativă. Oamenii doresc să cunoască oameni. Vipuri. Celebrități. Politicieni. Și-i cunoșteați.
Și mâini în rușine cu ei, că au în arest. Oamenii doresc să cunoască patroni, banchieri în lume. Ne-am afișat cu ei, ne-am face o poză cu ei. Știu eu, cu sportivi, cu oameni de renume. Dar ăștia e relativ. Azi sunt, mâine nu sunt. Oamenii învață. Eu am o fată, e studentă la drept, la Cluj, de acolo vin. Și a spus, mă învață legile bine, mă învață să le știi pe de rost. Că oricum mâine ne schimbă guvernanțele ăștia, nu? Ne schimbă oricum. Dar ei stau și le învață. Doresc să cunoască anatomia omului. Și bun, o cunosc. Și afirmațiile făcute azi sunt negate mâine de alte comisie. Pentru că această cunoaștere e relativă. Toate adevărurile astea mărunte sunt relative. Domnul se spunea în Ioan 14:6, eu sunt adevărul. Când din ecuația vieții lipsește Domnul, nu există cunoaștere reală și adevăr, nu. Aș vrea să vă dau un exemplu. Din construcții. Sunt acele construcții sub formă de bolt, așa. Știți cum se construiesc? O pivniță veche de-a lui bunicul tău. Sau poduri de altă dată, făcute din piatră. Se făcea așa un cofrar și se punea piatră picantă. Se făceau picioarele podului până sus. Iar sus era o piatră în formă de pană, care se bătea forțat. Când ai bătut pana aia forțat, stricai cofragul și toată greutatea cădea pe piatra aceea, arcul ăla de boltă. Și sute de ani durează clădirea, e una din cele mai trainice clădiri. Arcul ăsta de cerc. Dar dacă din arcul ăsta de cerc scoți piatra de sus, toate se dărâmă, e un morman de dărâmături. Sunt realități în viață. Sunt adevăruri în matematică. 1 plus 1 fac 2, da? Sunt adevăruri în fizică, în chimie. Când toate se sprijinește la un centru pe Hristos, astea au valoare. Când din toate astea au spus pe Hristos, îți dărâmături. Mormane de zidărie moartă. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, nu? Ca în viața noastră, întotdeauna, pe primul loc să-L pune pe Hristos. Doamne ajută-ne! Am o predică simplă seara aceasta. Numai două gânduri vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. Vis-a-vis de cunoașterea aceasta a lui Dumnezeu. Că pare spunea că e cel mai important lucru să-L cunosc pe El și e important. Dacă noi L-am cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat, L-am cunoaște pe Domnul Iisus, că poporul pierde de lipsă de cunoștință, spunea prorocul Osea în vechime. Iar Domnul Iisus se ruga în Ioan 17:3 și spunea și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care L-ai trimis tu. Eu îmi doresc viața veșnică. Eu sunt născut în familie de oameni pocăiți. Părinții mei născuți în pocăință. Mama mea, născută în 1930, era născut în pocăință. Bunicul meu a fost condamnat la cer rău pe 25 de ani, din care a executat 4 ani și 8 luni. Descend din familie de creștini. Și chiar am învățat în anii copilării și în toată viața mea că cel mai important lucru este viața veșnică. Asta e cel mai important. Îi câștigul cel mai mare. Toate se pierd, toate se perimează, dar viața veșnică e cea mai importantă. Știți ce e viața veșnică? Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos. Doriți viața veșnică? Nu se poate fără cunoașterea lui Hristos. Și rog pe Domnul Hristos să ni se descopere în seara aceasta. Amin? Pentru că spuneam, a cunoaște pe Domnul e foarte important. De atâtea probleme bisericești ne-a scăpat. Eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare. Am avut legile bătute pe ușa bisericii ca să vadă toți enoriașii cum e rânduiala bisericească. Tot eu cu mâna mea ne-am funcționat. Dacă L-am cunoaște pe Domnul, n-ar fi nevoie de atâtea rânduieri, de atâtea chingi în care se prindem pe pocăiți. N-ar mai fi nevoie nici un proces verbal scris. Că noi toți L-am cunoaște pe Domnul și asta ne-ar duce spre pocăință. Să ne ajute Domnul. Amin? Cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Spuneam că, de ce e important? Uitați pe ce spune Petru. În a doua Petru, capitolul 2, versetul 20, spunea că noi prin cunoașterea Domnului am scăpat de stricăciunile care sunt în lume. În adevăr, după ce au scăpat de stricăciunile lumii prin cunoașterea Domnului. Vorbim din prima parte a versetului. În momentul când îl cunoști pe Domnul, tu poți să scapi de întinăciunile lumii. Până atunci nu.
Nu de mult am predicat un frate, la noi și tare mă plăcut predica lui. Îi spuneam fratele Vini. Am venit un frate și a predicat din Matei 13 cu 14 că împărăția lui Dumnezeu se aseamnă cu un om care găsește o comoară ascunsă în țară. Vinde totul și cumpără comoara. Și spunea fratele ăsta la noi că împărăția lui Dumnezeu nu începe prin a lăsa ceva, ci începe prin a găsi ceva. La evangelizare nu trebuie să spui unui om, păi lasă țigara. Noi o putem spune, deci oameni buni, lăsați țigara. Dar el spune, dar ce-mi dai altceva în schimb? Mie asta îmi place. Domnule, lasă sticla aia cu rachiu, că nu-i bună. Dar el spune, dă-mi altceva în schimb, ce-mi dai în schimb? Spunea fratele ăsta, odată într-o biserică, un frate predica potriva televizorului. Că nu-i bun să te uiți. Și când o cătat predica o soră bătrână să ridică, spune, frate, dacă nici la televizor nu avem voie să uităm la ce mai trăim prin lume atunci. Deci toată plăcirea era aia, dacă iei aia, la ce să mai trăiască? Și avea fratele o aplicație, spunea, du-te în parcare la un frate care are o Dacia veche, ruginită. Și spune, omule, lasă Dacia asta, că nu-i bună. Dar el indica sentimental, a dus copiii la școală, eu a dus-o fost la moară, a fost în târcul Dacia aceea și tu cum îți voi lasă. Dar împărăția lui Dumnezeu nu începe prin a lăsa, spunea el, ci prin a găsi. Dacă lângă Dacia aceea găsești un jeep mare, frumos, îi spui, domnule, lasă Dacia aia și ia jeepul ăsta. Bucuros o schimbă, nu? Ei bine, la cei care aveți lucruri care nu-ți pun în viață, eu nu vin în seara să spun oameni buni, lăsați-le. Eu vin în seara asta să vă dau altceva mai bun în schimb și voi le vei lăsa. Știți ce pot să vă dau în schimb în seara asta mai bun? Îl pot da cunoașterea lui Iisus Hristos. Amen. Și Petru spunea, după ce l-am cunoscut pe Hristos, am lăsat, am scăpat de stricăciunile care sunt în lume. Dumnezeu să ne ajute, amin? Amen. 2 Petru 1 cu 2. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Iisus Hristos. Atât de mult îmi doresc har în predică, voi vreți har în cântare? Da? Har în recitare? Har în rugăciune? Vreți har în slujbă? Știți cum se capătă harul? Când îl cunoști pe Domnul. Spuneam că într-o seară la noi a venit un frate, nu l-am chemat, Panțărul Ilie, din Prisicăren, Ucraina. Era o seară obișnuită, binecuvântare de copii, am întrebat, puteți predica ceva de Scriptură? Dacă nevoie, predic. Și-o ieșit omul ăsta în fața învodului. Și-o început să predice. Frate mei, în 5 minute toată adunarea plângea. Predică simplă, atât de simplă, fără puncte, fără subpuncte, atât de simplu predica omul ăsta. Și eu plângeam de nu mai puteam abține. Și m-am uitat, zis, ce are omul ăsta? El povestea că la 2 săptămâni după ce s-au căsătorit, într-o noapte, la 3 dimineața, 2-3, au venit caghebiștii și au luat nevasta din pat, pentru că era pocăită. Și au suit într-un camion, cum era înainte, ca să o ducă în Siberia. Și nevasta a spus, măi, dăm niște haine mai groase, că acolo în Siberia e frig. Și au vrut să-i dea o haină și nu l-a lăsat. Și spune, frate, îi povestea nouă, am luat un palton, am învelit un pietroi mare și am aruncat-o acolo. Și când a plecat mașina, m-am prins din mașină, am spus și eu, spocăit, cu soțul ei, luați-mă, vă rog, și pe mine. Și l-au lovit cu arma peste deget, spune, o zdrăli deget și o căzut jos. Și îmi spune, fraților, eu și cumnatul meu am lucrat mai mult de un an de zile cu ziua prin sat să facem bani ca să ne ducem în Siberia, că erau nevestele acolo. Și oamenii din sat spune, băi băieți, măi, sunteți tineri, vă știți unde e Siberia? Nu mai sunt femei în sat? Și el spunea, nu, nu, aia e nevasta mea, am un legământ cu ea și trebuie să mă duc acolo. Spunea, luni de zile am mers cu trenul din Marfă până în Siberia, s-au întâlnit, Domnul a dat 8 copii și îmi spunea așa, nu m-am certat cu nevasta mea niciodată. Și se oprea din predică și întreba, dar voi de ce vă certați? Se mai uita spre mine în spate, spune, dar voi de ce vă certați? Eu nu sunt certăreț. M-am mai certat cu nevasta. Și omul ăsta spunea, eu nu m-am certat niciodată, acolo în Siberia, mi-au murit copiii, i-am îngropat în gheață, acolo. Și nu m-am certat cu nevasta și iar întreba, dar voi de ce vă certați? M-am uitat la el și am spus, omul ăsta are ceva deosebit. Omul ăsta are har în predicare. Știți ce avea? Îl cunoștea pe Domnul. Avea experiențele lui cu Dumnezeu. Și Petru spunea, harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea Domnului. Vreți pace la adunare?
Când se ceartă doi frați, când îți răbușnit firesc în adunare, eu mă uit și spun, mă, ăștia nu prea-l cunosc pe Domnul, că dacă l-ar cunoaște pe Domnul, nu s-ar certa. Că cine cunoaște pe Domnul nu se ceartă. Harul și pacea să vă fie mulțite prin cunoașterea Domnului. Vă fac curare asta și eu, amin? Amin. În 1 Corinteni 2 cu 16 spunea că cine poate cunoaște gândul lui Hristos? Dar noi avem gândul lui. Fraților, prin trăirea noastră cu Dumnezeu, noi dobândim gândul lui Hristos. Noi la un moment dat, după ani și ani de pocăință, eu spuneam am aproape 60 de ani de pocăință, după ani și ani de pocăință, eu încep să gândesc ca Dumnezeu, încep să gândesc ca Hristos. Gândul lui este în mine, că eu am cunoscut gândul lui. Dumnezeu să ne-l dea. Amin? Amin. E important să-L cunoști Domnul, e foarte important și dacă îmi doresc ceva în seara aceasta, este ca voi, să-L cunoaște pe Domnul. Amin. Vorbim de cunoașterea lui Dumnezeu. M-am gândit să vorbesc ceva despre forme de cunoaștere. Și în 2 Corinteni 5 cu 16, Pavel Apostolul spune așa. Așa că de acum încolo, noi nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Și dacă L-am cunoscut în felul lumii, nu-L mai cunoaștem așa. Nu-i cunoașterea în felul lumii. Eu am spus, nu-i întotdeauna rea, dar nu-i suficientă. Nu-i suficientă. Vin sărbătorile de Învierea Domnului. Se cântă, se dau programe la televizor, la radio, Vocea Evangheliei, a murit Domnul, a înviat și cam atât. Din sărbătorile de Nașterea Domnului, colinde din toxic, colinde. Până la urmă, colindă și colindă, colindă, și spun, lasă-mă, Domnule, cu atâtea colindă. Cu o lună, cu două începe înainte. Și poporul român, popor creștin, cunoaște ceva despre Domnul. E o cunoaștere literară, o cunoaștere istorică, a trăit, a înviat, a murit, nu e rea. Dar nu e suficientă. Apostolul Pavel spunea că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cine vii s-au dus, iată că El a făcut toate lucrurile noi. Să ne ajute Domnul, amin? Amin. Acum noi suntem născuți din nou. Avem acea cunoaștere a lui Hristos într-o seară cu ani înainte, nu știu dacă eram însurat. Eu jucam fotbal, niciodată n-am fost bun la fotbal. Dar făceam tare, nu beam, nu fumam și făceam tare. Îi încurcam pe altă, dar îmi plăcea. Într-o seară am visat un vis. Se făcea că eram undeva la serviciu, am fost ceferist, locomotive cu abur, hidraulice, electric, toate felurile. Și acolo undeva unde se alimentau locomotivele cu abur, o apărut în fața mea o arătare foarte hâtoasă, înspăimântătoare. Și în visul meu așa m-am speriat de tare și am început să tremur. Și el venea așa spre mine, eu încercam să alerg, dar era smoală tot, așa păcuri în aceea, nu puteam să fug. Și când am văzut în groaza aceea în nopțe că vine spre mine, m-am întors înapoi și am spus, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cine vei să-L dus? Asta era în somn. El se uită la mine și spune, chiar s-au dus? Și m-a întrebat câteva lucruri. Primul m-a întrebat, fotbalul s-a dus din capul tău? Și m-a întrebat altele care nu le spun. Toate lucrurile care nu erau chiar bune în viața mea, acea arătare hâtoasă, spăimântătoare de știa. Și întreba, asta s-a dus? Asta s-a dus? Asta s-a dus? Și am început să plâng în somn, că nu erau duse. Și m-am trezit, lac, de sudoare. Am spus, Doamne, îți mulțumesc că a fost în vis. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Noi nu-L mai cunoaștem pe Hristos în felul lumii. Cine vii s-a dus? El a făcut toate lucrurile noi, frații mei din Petroșani. Chiar s-a dus acele veci? Și apoi spune că Domnul prin ne-a împăcat. Spunea, nu ne-a ținut în socoteală păcatele noastre. Prin jertfa Domnului Iisus, El ne-a iertat de păcate. Slăviți să fie numele Său. Și te poate ierta și pe tine, dragul meu, care ești aici. Cum m-a iertat și mă iartă în zilnic pe mine, te poate ierta și pe tine în seara aceasta. Dar trebuie să-L cunoști pe El. Doamne, ajută-ne la aceasta.
Și spunea Pavel mai departe și ne-a împăcat, ne-a încredințat slujba împăcării. Săptămâna trecută m-am trezit în zori. M-am trezit, am pus mâna pe un condei și am scris 10 întrebări legate de evangelizarea comunii noastre, comuna Bosanci. 10 întrebări, acum le-am tipărit, să le dau la fiecare membru câte o hârtie cu 10 întrebări. Să vedem felul în care ne desfășurăm noi slujba aceasta. Eu vă întreb care sunteți aici, frații mei, surorile mele. Ați făcut totul pentru evangelizarea orașului Petroșan? Ați făcut totul? N-am făcut totul. Și Biblia spune că dacă îl cunoaștem pe El, cele vechi s-au dus, El a făcut lucruri noi, ne-a iertat pe noi și ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Noi suntem trimiși al lui Dumnezeu și ca și cum Dumnezeu va ruga pe noi, oameni buni, împăcați-vă cu Dumnezeu, Dumnezeu să ne ajute, amin? Forme de cunoaștere, am spus eu, da, e cunoașterea felul lumii. Un început, dar nu e suficient. O a doua formă de cunoaștere, Marcu, parcă capitolul 2, versetul 8, îndată Iisus a cunoscut prin Duhul. Există o cunoaștere mai profundă, o cunoaștere prin Duhul. Cum e cunoașterea asta? În dimineața Învierii se întâmplă câteva lucruri ciudate. Femeile astea au urmat 3 ani și jumătate cu Domnul, 3 ani și jumătate l-au urmat îndeaproape. Au văzut lucrările lui, minunile lui, învățăturile lui, nu l-au văzut 3 zile, și după 3 zile se uită la el și nu-l cunosc. Eu am făcut liceul la Brașov, l-am terminat în 79. Și cred că după vreo 30 de ani m-am întâlnit în Ilva Mică, eu am predat locomotiva cu trenul la un coleg venit la Dej. El s-a uitat la mine și îmi spune, dumitale, n-ai făcut liceul la Brașov? Ba da, n-ai fost în ca 12 ani? Da, nu ești Dragoș? Da. Ia uite la mine, mă cunoști? Nu. Eu Setele Gheorghe. De ce nu cunoșteam? Setele era până aici la mine. Acum eu eram până aici la el. Un munte de om. Băi, Setele, tu ești noi. Eu n-am fost bătăuș. În viața mea am un singur șut în funda ta, facileva, la Setele. Jucam fotbal și mi-au pus piedica și m-am supărat. Și acum mă rugam să nu-și aduc aminte. Mă gândeam, doar o trecut 30 de ani. Măi, după 30 de ani m-au cunoscut omul ăsta. S-a uitat și mi-a spus, ai fost în clasă cu mine. Femeile, ucenicii din drumul Emaus, în merg 3 ani și jumătate cu Domnul, nu-l văd 2 zile și după 2 zile, tu ești singurul străin. Femeia se uite, Maria crede că e grădinarul. De ce? Domnul a vrut să ne dea o altă formă de cunoaștere. El îl cunoștea o vorba lui Eminescu, după vorbă, după port, după fizionomie, după timbru voce. Dar acum Domnul voia să-i dea o cunoaștere mai profundă. Că el avea să se înalță la cer, iar noi, acei care nu l-am văzut niciodată în față, trebuia să-l cunoaștem și noi. Și să-l cunoaștem prin descoperirea Duhului. Doamne ajută-ne la aceasta. O descoperire mai profundă. Știți ce se întâmplă? Cum îl putem noi descoperi pe Dumnezeu? În primul rând, prin cercetarea Scripturii. Ioan 5:39. Cercetați Scripturile pentru că ele mărturisesc despre mine. Fraților, dați-mi voi să vă pun o întrebare. Spuneam că avem și noi curiozitățile noastre. Vă pun o întrebare, dar să nu ridicați mâna. Da? Ca să păstreze o plăcută aducere a minte despre voi. Care n-o citit azi în Biblie? Și care n-o citit azi în Biblie? Mai am o întrebare. De ce n-ați citit azi în Biblie? Eu tare mult insist pe citirea Scripturii. Mi-a fost dragă, mi-a plăcut. Că aici ai puterea lui Dumnezeu, nu? Luca 1:37 spune că niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsă de putere. Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Apocalipsa 14:6, am văzut un înger care zburea prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Asta e veșnică evanghelia. Ai citit din Scriptura? Psalmul 33, versetul 6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Lui. Versetul 9. El poruncește și ce poruncește ia ființă. În cuvântul ăsta a Scripturii există putere creatoare. Ai citit în Scriptura astăzi? De ce nu?
De ce nu? În Psalmul 107, versetul 20 spune: El a trimis cuvântul Său și l-a tămăduit. Am cunoscut oameni care au fost vindecați în trup când citeau Scriptură. Puterea Domnului de vindecare a fost prin ei și Dumnezeu le-a vindecat de boala lor prin citirea Scriptură. În Efeseni 5:26 spune că El i-a curățit prin botez, prin cuvântul lui Dumnezeu. Cercetarea Scripturii, citirea Scripturii te face mai bun, fratele meu. De aceea insist pentru toți, cercetați Scripturile. Știți întâmplarea aceea, am povestit-o. Dar noi erau niște meloniți, sunt și acum la Suceava. Și ei insistau mult pe cercetarea Scripturii și ne-au povestit cu o bunică, sta cu nepotul și spunea: hai măi la adunare, hai la adunare, hai la adunare. Și nepotul o oprea, băia, îi spune: schimb, trebem. Și la amiază când a venit bunica, o spune: n-ai la adunare, așa de frumos a fost. Și îmi zicea: bunica, de unde s-o citit? Dar bunica bătrână nu o mai știu. Măi, de unde s-o citit? Nu mai țin minte. Și era la curte, la țară, și nepotul a luat o găleată de apă și a pus într-un coș de muiere. Și-o ridicat-o și spune: bunica, atâta au rămas în uitare. Zicea: mai fost. Și râdea. Și bunica spune: bine, mă, ai țără ceva. Când ai turnat o apă în coș, coșul era murdar, prăfuit, dar acum uite ce curat e coșul, când a trecut apa. Oameni buni, stând pe băncile adunării și ascultând o predică, te faci mai curat. Stând cu Scriptura în mână și citind din Scriptură, te faci mai curat. Pentru că spunea Pavel, spunea în Efeseni 5:26, ca să o curățească prin cuvânt. Să ne dea Domnul dorință de cuvânt, amin? În 1 Petru 1:23 spune că voi ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci din una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu. Insist mult. Am venit la Suceava, nu știu câte sute de kilometri, din Bucovina sunt eu. Am venit până la Petroșani. Și dacă unul din voi se hotărăște să citească mai multă Scriptură, îi un câștig. Vrea cineva să se hotărască în seara asta că va citi mai mult din Scriptură? Este vreo unul? Eu nu sunt atentul ridicărilor de mână, dar dacă vreți, Domnul să vă ajute, amin? E scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Am mai povestit eu, cei tineri nu înțeleg. Eu prima dată am vorbit la telefon în clasa 9. Eram la Brașov, îmi trebuia niște acte, scrisoarea facea 3 zile la Suceava, 3 zile înapoi și pierdeam bursa și acelea. Și îmi spune diriginte: du-te, dă un aviz poștal, telefonic. Și mă urc la poștă, am făcut o comandă, a doua zi o chemat pe mama în sat, eu m-am dus iarăși și o strigat: cabina 18, Bosanci! Mi-aduc aminte. Am luat receptorul și când am auzit mama vorbind, am început să plânge. Era prima dată când vorbeam la telefon. Dar după aceea am crescut, am făcut armată, eram adolescent. Scrisoarea făcea 3 zile până în Bosanci și 3 zile înapoi. Eu așteptam un plic, joia venea. Un plic rozu, scris foarte frumos, câteodată avea câte o inimă împunsă cu săgeată așa. Era un semn al nostru. Primea scrisoarea și imediat o desfăceam și o citeam. Și după dată mi s-a întâmplat că citim scrisoarea, mergeam la cămin și am dat capul de perete. Și nu m-am supărat. Nici n-am închis scrisoarea. M-am întors și am citit-o zâmbind. Scria ceva frumos acolo. Aici e scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Aici vă scrie vouă din Petroșan Dumnezeu că vă iubește. Nu mi s-a întâmplat niciodată să primesc scrisoarea joi, să o pun în dulap, să spun: ați vă citesc duminică după amiază. Nu, niciodată. Cum de voi nu citiți cu zil de Scriptură? Domnul vrea să ne dea o cunoaștere mai profundă. Dincolo de cunoașterea aceasta în felul lumii, vrea să-L cunoaștem mai profund, mai adânc. Doamne, descoperă-te în seara asta. La cunoașterea asta ajunge prin Scriptură și în Roman 9:1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Pavel spunea în Efeseni 1:17-18, și mă rog Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos să vă dea un duc de descoperire în cunoașterea Lui. Vine de acum Duhul Sfânt și ne descoperă. Ia cuvintele acelea, când Psalmul 119, versetul 5 spune: cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmul 119, versetul 130, descoperirea cuvintelor Tale dau lumină. Și vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în momentul când eu citesc Scriptura și mi-L descoperă pe Dumnezeu. Vrei să ai descoperirea aceasta? Vrei să ai cunoașterea aceasta lui Dumnezeu?
Fă pasul dincolo de la cunoașterea în felul lumii, cu tradiție, cu obiceiul, cu naș, cu cuvântul, cu băuturi, cu mâncare și cu sărbători onorate în fel lumesc. Mai fă un pas și aprofundează-te în Scriptură. Mai fă un pas, poți rugăciune și Dumnezeu să ne lumineze. Amin? Amin. Mai este o cunoaștere. Aproape că mi-e mai dragă ca primele două. După ce a înviat Domnul, Ioan 21, 6 ucenici pleacă la prins pește. Toată noaptea nu prind nimic. Dimineața văd un tineret stă pe țărm și le strigă, copilași, aveți ceva de mâncare? Cu mâna până din la gură, să străpată vadurile mării. Și le ia strig înapoi, toată noaptea ne-am străduit și n-am prins nimic. Și el spunea, aruncați meaja în partea dreaptă. Și ucenicii ăștia, pescari veritabil, aruncă meaja în partea dreaptă și nu mai pot scoate de mulțimea peștilor. Ioan se îndreaptă la Petru și spune, este Domnul. Dar de unde știi tu, Ioan? Cum până acum îți părea că e un tineret și acum deodată știi că e Domnul? S-au apropiat corabia de țări? Nu! Pe bază de experiență. O mai fost odată cineva și mi-a spus, aruncat mreaja în partea dreaptă și a umplut două corabii. Și acum Ioan a spus, nu poate fi decât Domnul. Când a spus, aruncat mreaja, a spus, Petru, ăsta-i Domnul. Cunoaștere pe bază de experiență. Chiar dacă mi-ar spune toți că nu-i Dumnezeu, eu nu pot să vă cred. Eu știu că este Dumnezeu. Dar am cunoscut pe Dumnezeu când a lucrat în casa mea. Când a venit nevasta, când a născut primul băiat. S-a uitat doctorița la el și a spus, Doamne, îmi pare rău, dar nu o să poată merge. Știi asta, nu? Și nevasta mea, mamă, tânără, a început izbucnit în plâns. Și a venit acasă și eu am liniștit-o, lasă-mi băi, că nu-i cum spun doctorul. Și s-a dus la doctorița în sat și l-a desfășat, l-a pus pe masă și prima întrebare, știi că nu se poate merge, nu? Că nu se poate merge. Și a venit acasă un frate de plâns, că băiatul nostru nu se poate merge. L-am chemat un frate, zic, frate, vino fă ungerea cu un delev. Și el spune, pentru ce? Că nu se poate merge. Și el spune, uite băiatul fuge, uite eu îl văd fugând. La 9 luni am umblat în picioare și merge. Și se rădă perfect. Spuneți-mi voi că asta e întâmplat. Spuneți-mi voi că e întâmplat, da? Și alte intervenții în casa mea, pe bază de experiență, eu îl cunosc pe Dumnezeu. Mie mi-ar fi mai greu să nu cred acum decât să cred. Că prea mult a lucrat Dumnezeu în viața mea. Ultima dată când mergeam de la Cluj acasă, nu-s teribil, sunt om bătrân. Ieșit de ani de zile la piețe, mergeam așa încet cu mașina. Și îndodată mașina mi s-a rotit de două ore așa în loc. Carca într-o urtiră, am rotit de două ore. Ce se mai face? Ce reflexe de șofer? Și s-a oprit cu fața la neam. Și trecea pe lângă mine un timp și a spus, băi băiete, mulțumesc la Tatăl de sus. N-am pățit nimic, am schimbat inimile, nici un mușchi, nici o tresărâne. Am început să cânt. În jurul tău, fără să vezi, o cântare veche. Sunt mii și mii de îngeri. Sunt îngeri lui Dumnezeu. Eu îl cunosc pe Domnul. A, e o întâmplare că s-o rotim așa. A, întâmplare. Hai să mai spun ceva. În vremea lui Ceaușescu, mai mulți pocăiți șoferi lucrau la autobază la Suceava. Am mai povestit asta. Au făcut ei o chetă, dădea câte 100 de lei fiecare să ducă ceva mâncare la niște orfani. Un om șofer, Ieremie Nicolae, îl cheamă de la mine din sat, nipocăit. O văzut că ăștia strâng bani, o să văd dacă ce puneți voi bani. Când îi puneam chetă la băut, la spăia mi trebuie nouă, nu spuneți pentru ce. Să spune mai noi, dăm niște bani, să ajutăm, a murit o femeie și au rămas mulți copii. Păi ce vă spuneți așa, scoate 500 de lei, ortodox, scoate 500 de lei, luați-vă și dați la copii. Se duce și în două săptămâni la autobază. Era o toamnă târzii, o plecat, o intrat pe Trans Băgărășani, atunci era făcut. Și îi spunea la ăștia, băi, să aibă o legătură. Că am plecat de jos, era o toamnă târzie, dar însorită, frumoasă. Când am ajuns în vârful muntelui, mergeam cu tirul, am prins o porțiune de polei, nu mă așteptam. Și tirul a început să joace așa. Și se duceam pe paste. Strângeam de volan, nu mai avem ce face. Și când s-a ajuns în parapet, am văzut o mână albă, mare, o pus mâna în față mașină. Și în palmă erau 500 de lei. Și o venit la șoferii noștri, a spus, bă, să mai aibă o legătură asta? Și la prima evanghelizare, omul ăsta a venit la noi în adunare. Eu zic, are o legătură, are asta? Sau e tot o întâmplare? Aveți experiență, fiindcă ai să-L cunoaște pe Domnul? Ați avut momente care a spus, nu m-a putut ajuta niciun om.
Numai Dumnezeu a intervenit. Asta e cunoașterea lui Dumnezeu. De experiență, să vedeți să fie Domnul. Am mai povestit că o rușine ce a pățit în patra dorme. Eram într-un atelier de cizmărie la fratele Țăranu. Vorbeam din Scriptură. Este o femeie săracă cu o pereche de papuci rupți. Și spune, mai poți să-mi pui două pingene? Fratele Țăranu spune, ia-i sora Saveta, ia-i soră cu noi. Pacea Domnului, dăm mâna. Eu atunci, ca să eu predic vechi de ani de zile, cercetam ceva despre cunoașterea Domnului și am vrut să fac o probă cu sora Saveta, cum merge predica. Și am spus, sora Saveta, mă tare, îl cunoști pe Domnul? Și ea spune, da. Dar eu am întrebat, dar cum îl cunoști? Că eu știam trei forme. Și ea spune, că îl cunosc bine. Și nu închis o leacă predica mea. Și am văzut că nu răspunde la punctele mele din predică, mi-am văzut de treabă. Dar ea spune, frățioare, să spun cum îl cunosc eu pe Domnul? Zic, spune. Și a început să-mi povestească. Nevastă de ofițer de poliție, în vremea lui Ceaușescu. Banchet, lucruri, distracții. Dar la un moment dat, femeia asta s-a îmbolnăvit. Am plecat la Vatra Dorme, de la Vatra Dorme la Suceava, Târgu Mureș, București. Am ajuns o pacientă cunoscută, obișnuită. Asta e sora Saveta, poate mai trăiește, nu mai știu. Și îmi spune așa, am ajuns o povară pentru toți. Aveam o singură soră de corp, care e căsătorită în Panaci, s-o pocăită. Când ea s-o pocăită, m-am dus și am bătut-o. Ea are bărbat și copil, eu am bătut-o când zau eu ții pocăință. Și n-am mai vrut să știu de ea. La ultima externare, îmi spunea sora asta, ea spune la bărbat, măi, nu mă duce acasă, du-mă la sora mea la Panaci. Și când o dus acolo, stă de vorbă, primit-o ca surorul, stă de vorbă, și ea îi spune, măi, dacă tu te-ai pocăi, este Domnul Iisus, te-ar putea vindeca. Și ea spune sora asta, așa m-am supărat, am spus, măi, eu vin la tine ca la o soră să discutăm și tu îmi bagi pocăința și pe Domnul, pe cât las, mă-mi bage. Și sora mea spune, să vede, ia-și de cult, mai vorbim mâine. Pe masă era o Biblie, povestea ei. Și mi-a spus asta, Doamne, dacă tu răspunzi prin carte sfântă la oameni, răspunde-mi și mie. Și că am deschis cartea și am citit. S-a deschis la femeia cu scurgere de sânge de 12 ani. Și ea spune, frățioare, eu aveam hemoragie internă de 12 ani și nimeni nu putea. Eu m-am gândit, de ce nu s-a deschis la cronici, la psalmi, nu? Exact acolo. Se spune că m-a plecat pe genunchi și a spus așa, Doamne, dacă Tu vindeci ea și ești Dumnezeu, vindecă-mă și pe mine. Îmi spune, eram cu cerchei, eram cu mărgine, că ceva aveam din mândria aceea. M-am plecat și camera s-a umplut de lumină, a trecut așa o putere prin mine și în momentul ăla mi s-a oprit izvorul de sânge care nu putea opri nimic. Și atunci am mai făcut o rugăciune, am spus, Doamne, dacă vrei să mă pocăiesc, în Vatra Dorme, în parc sunt martorul Jehova cu broșuri, acolo sunt baptiști, acolo sunt adventiști, acolo sunt deală, altfel, nu știu de care, te rog un singur lucru, spune-mi unde să mă duc. Și spune că am visat un vis, se făcea că mergeam în adunare, m-am dus până sub deal, am intrat într-o casă, era un frate, fratele Romăneț la Amvon, surorul în partea asta, bărbați în partea asta. Duminică dimineața, am luat Biblia și o vecină mă întreb, unde pleci, Saveta? M-am pocăit, plec la adunare. Bărbatul nu mi-a spus nimic. Când am intrat în adunare, fratele Romăneț era la Amvon, surorul acolo, frații acolo. Și îmi spune ea, și de atunci am 25 de ani de când sunt credincioasă lui Dumnezeu. Eu vă întreb, frații mei, în seara aceasta, e frumoasă cunoașterea asta lui Dumnezeu? Este o cunoaștere în felul lumii. Este o cunoaștere prin descoperirea Duhului Sfânt. Este o altă treaptă prin experiențele personale. Și așa de mult aș dori ca în seara asta să vă întâlniți cu Domnul. Amin. Domnul să vi se descopere. Dacă aveți boală în trup, să vă vindece Domnul. Amin. Dacă aveți probleme la servici, să vă dea Domnul pâinea aceea de toate zilele. Dacă sunteți în călătorie, să vă ocrotească, are Domnul îngeri să-i pună lângă voi. Dacă aveți neînțelegeri în casă, cu soțul, cu soția, cu copiii, să aducă Domnul liniște și pace. Amin? Că Domnul îi poate face asta. Domnul, fără, te rog. Frații mei, în cunoașterea Domnului, eu am găsit că este o cunoaștere progresivă.
În 2 Corinteni 3 cu 18 spunea că noi privim ca într-un chip, într-un necos, într-o oglindă și suntem schimbați din slavă în slavă asemenea Lui. Știți, unii oameni vor să cunoască pe Domnul dintr-o dată. Se pare că Domnul nu face asta. În 2 Petru 1 cu 5 spune așa: de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cunoștința înfrânare, iubire, dragoste de frați, iubirea de oameni, da? Știți ce se întâmplă? Sunt niște trepte în cunoașterea lui Dumnezeu. Prima e credința. Uniți cu credința voastră fapta. Sunt oameni care ajung la concluzia și cred că pocăința e bună și că trebuie să pocăiască. Ei ar trebui să unească asta cu fapta, dar nu unesc cu fapta. Un filozof spunea că drumul spre iad va fi pavat cu intenții bune. Am vrut să mă pocăiesc, n-am mai apucat. Am vrut să iau botezul, n-am mai apucat. Am vrut să fac o milostenie, n-am mai apucat. La noi a fost o fată, s-a pocăit, venită de la discotecă. 3 fete au venit din discotecă la adunare și au rămas pocăite. Familia a prigonit puțin la început, dar nu foarte mult, imediat s-au căsătorit. Dacă s-au căsătorit, au făcut copii, trăiește, are 10 copii, bine, financiar. Tatăl ei a început să vină la adunare. A venit-o la o evanghelizare, mai venit odată. La urmă, când făceam evanghelizare, că asta a fost ani de zile, veneam fiecare dată la evanghelizare. M-am început să vină cu mine, că nu era evanghelizare, ba de Gheorghiță, așa îl chema, Maxim îi spune, era la adunare. Stă de vorbă, i-am spus, ba de Gheorghiță, mă, tare trebuie să iei botezul, să-i pocăiești. El spune, da, măi băiete, dar eu toată viața am cununat și am botezat și am fost la nunț, am un singur fecior de însurat, îi lobodit și la vară face nuntă. După ce face nuntă, în prima duminică vin la adunare. Fratele Basilică din sala mine și el știe asta. După ce face nuntă, vin la adunare. Nu mai apucat să vadă, îl durea pe zicita, o boală banală. L-a dus la spital, l-a dus acasă mort. O vrut să se pocăiască, dar nu mai apucat. Nu știu dacă nu v-am povestit, am un eveniment, un lucru care m-a marcat. Spun asta și închei. Eram acasă, făceam treabă și a venit fratele Rotaru Aurel de la Udești și mi-a spus, frate Dragoș, vrei miercuri să vii la o mormântare? Eu zic, bine, dar cine a murit? A murit un bărbat la, nu știu dacă avea 40 de ani, nu mai știu exact, tata, 4 copii. A murit, vrem să-l îngropăm miercuri, dar nu era pocăit. Și eu îi spun, și dacă nu-i pocăit, de ce îl îngropați voi? Până Udești este preot, de biserică, ortodoxă, de ce vă băgați voi? Și el îmi spune, Dragoș, stai să-ți povestesc. Nevasta lui s-a pocăit. O vine la adunare de câteva ori, o plăcut, și bărbatul a spus, măi, unde merge nevasta mea la pocăință? S-a avut tot fel de lucruri de pocăință. Și într-o duminică dimineață au venit și el. O văzut ce se întâmplă, cum cântă, cum se roagă, cum predică, i-a plăcut, s-a hotărât și el la pocăință. S-a făcut înscrieri pentru botez. S-au înscris amândoi. Au făcut o pregătire, catecheză de Scriptură. Și duminică dimineața, când era duminica botezului, el îi spune la nevastă, măi, m-am gândit să iei tu botezul și eu mai amân. Ea a început a plânge, dar de ce amân, măi? Mă tem că n-am să pot ține pocăința. Cu Dumnezeu nu te poți juca. Decât să mă pocăiesc, să fac de rușine, mai bine mai amân, că mă tem că n-am să pot ține. Și asta e o metodă a vrăjmașilor. Eu vă spun tuturor, noi ținem pocăința nu că suntem noi grozavi, noi ținem pocăința că ne ajută Domnul. Amin. Și pe toți care vor să se pocăiască, garantat Dumnezeu îi ajută. Amin? Amin. O plâns, o rugat, nu a vrut. Ea a primit botezul și era vara aceea, o vară ploioasă, el era duminica, plecat cu vitele de imaș și a venit o ploaie mare. Nevastă a luat o umbrelă de aia mare și îmi spunea că eu am fost la mormântare. Veneau vitele, mergeau înainte și el cu nevasta sub umbrelă. Și îmi spune, frate Dragoș, o trăsnit în umbrelă. Eu n-am avut nimic. Bărbatul meu a murit. O ars pe picioare, avea ciorap de supraelastică, am vrut să-i dau jos. Avea o flacără albăstria și când am vrut să-i dau jos, uite, ea friptă, că am fost la mormântare. Uite, friptă aici. N-am putut să salvez, a murit acolo. Am fost la mormântare, am predicat, nu are importanță, ce, nu mai știu. Dar știu cum m-a rugat la Dumnezeu și parcă așa ca o reproș, am spus, Doamne,
Dacă tu ai așteptat pe omul ăsta 40 de ani și dacă tot voia să se pocăiască, că o spus că vrea să se pocăiască, de ce nu l-ai mai așteptat o lună? Și eu nu sunt proroc. Dar am primit ca un răspuns așa în Duhul meu. Dacă el nu a vrut să se pocăiască, de ce nu s-a pocăit? Dacă l-am așteptat 40 de ani, de ce nu s-a pocăit acum? Pentru că amânarea asta este o metodă a vrăjmașului. Frații mei, noi trebuie să unim cu credința noastră fapta. Doamne ajută-ne, amin? Unii vor să unească cu credința cunoștința. Trec peste fapta. Ei vor să știe mult, merg la evanghelizări, citesc, studiază, dar nu ca să facă, numai ca să știe. Eram într-o biserică și omul ca mine, un tânăr, și îmi spune, frate Dragoș, am să te întreb ceva. Să-mi spui, nu se poate să nu știi. Să cântreabă-mă. Frate Dragoș, răpirea bisericii va fi înainte de necazul cel mare, în timpul necazului sau după necazul cel mare. Mă uit la el așa și întreb, câți ani ai mie? 24 ani. În familie de pocăiți? Da. Ești botezat în apă? N-am apucat să iau botezul. Ești botezat cu Duhul Sfânt? N-am fost la stăruință încă. Și l-am întrebat direct. Ce te interesează pe tine răpirea bisericii? Chiar are logică? Nu ești botezat în apă, nu ești pocăit, nu ești botezat cu Duhul Sfânt și vin la mine cu întrebări. Du-te, primește boteză, primește Duhul Sfânt, fă fapte de pocăință și mă caut la telefon să spun că le-i răpie, dacă știi și eu. Da? Dar oamenii vor cunoștință multă. Ce se întâmplă cu aceea? Ce se întâmplă cu aceea? Dar nu ca să facă, numai ca să știe. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Amin. Și dacă în seara asta Domnul ți-a spus că trebuie să te pocăiești, pocăiește. Dacă ți-o spun că trebuie să închei botezul nou testamentar, cum scrie în Scriptură, primești botezul nou testamentar. Eu am, în viața mea, două mașini am avut, nu foarte bune. Și asta e veche care o am. Dar mi-a spus cineva că sunt mașini foarte scumpe, de 1 milion de euro, poate. Eu m-am întrebat un lucru. Dacă eu sunt în Petroșan, cu o mașină de aia grozavă, pornesc motorul și aprind farul, farurile alea o să-mi arate mie drumul de aici până acasă, până în Suceava? Este așa mașină? Nu. Dar cum ajung eu acasă? Ei, cu mașina mea asta rea, în timp ce merg 10 metri, ea mai luminează 10 metri, și mai fac curvă 100 de metri și mai arată 100 de metri, și așa, din aproape în aproape, ajung acasă. Așa e și cu pocăința. Sunt unii care știu câteva lucruri, dar nu le împlinesc. Vin să mai ascult de altele. Vin că le place doar cunoștința. Dar Petru spunea, cu credința voastră, uniți fapta. Dumnezeu să ne ajute, amin? Trebuie perseverență în asta. Că spuneam în Osea acolo 6:3, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, să căutăm pe Domnul, că El apare la noi ca zorul, dar versetul 4, ce să-ți facă Iudul? Ce să-ți facă Efraime, dacă vrei prihănirea ta, trece ca norul de dimineață. Sunt oameni doritori de a se pocăi. Sunt oameni doritori de a cunoaște. Își spun când să citească Scriptura, dar citesc o săptămână și abandonează. Vor să se pocăiască, vin de 3 ori la adunare și abandonează. Dar în cunoașterea lui Dumnezeu ne trebuie perseverență. Dumnezeu să ne ajute, amin? Cei care ați fost joi și ați venit și vineri, e bine. Ați venit și sâmbătă seara, e bine. Veniți și mâine și va fi mai bine. Și ceea ce auziți aici, împlinit. Și în momentul când veți împlini, Domnul vă va descoperi noi lucruri, amin? Cunoașterea Domnului, spunea Dumnezeu de la pachet. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Acum noi nu prea avem suferință. Eu nu știu în viața mea cât am suferit pentru Domnul. A, nu m-au pus la premier, m-au băjucurit la școală, la UTC, am fost la o evanghelizare și am găsit câte 4 cauciucuri sparte, m-au tras unul de cap, oi, pocăitule, și făcea așa cum vine de cap. Cam atât. N-am cu ce mă lăuda. Bunicul meu a fost la Cernuiți. Dus pe gheață și zăpadă, desculț în luna februarie, bătut în fiecare post. O făcut 4 ani și 8 luni de pușcărie pentru că era pocăit. Și au venit înapoi, Dumnezeu l-a folosit, a fost un proroc. Îmi spun părinții mei cât au suferit, îmi spun alții cât au suferit. Am cunoscut eroi ai credinței, pe fratele Vorovesc, de la Camic, am fost la el acasă, el a fost la mine. Un apostol al Domnului, un om plin de Duhul Sfânt, un om care a suferit enorm pentru pocăință. Și să-L cunosc pe el
și puterea învierii Lui să-L putea să cunoști și părtășia suferințelor. Că numai dacă vrei să te pocăiești, să ridică casa împotrivă. Numai dacă vrei să te pocăiești, să ridică rudele împotrivă. Să ridică mulți, mulți împotriva ta. Asta înseamnă suferință. Dar asta înseamnă să-L cunoști pe Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Amin? Încă o dată vă felicit că ați plătit prețul. Sâmbătă seara ați venit la biserică. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Asta îmi spune mie că vreți să-L cunoașteți pe El. Dumnezeu să vi se descopere, să îl descoperiți în Scriptură, prin descoperirea Duhului Sfânt și mai ales să aveți experiență cu Dumnezeu. Doamne ajută-ne în aceasta.